la suflet aici, când drumurile și pașii mei m-au dus, să zicem, chiar și în politică, și într-un mandat parlamentar am cunoscut doi oameni care vă și reprezintă de altfel și se află în sală acum. Îi salut pe domnii parlamentari, foști parlamentari, au avut câte două mandate, pe domnul Sorin Stragea, senator din câte comunități, și pe domnul Dorel Covaș, pe care îl reprezintez, asemenea. Am făcut împreună parte din acel parlament care a dărâmat două guverne, toate de pe aceeași schelă putredă, guvernul Boc și guvernul Mereu. Eu mă laud cu chestia asta pentru că am făcut așa cum trebuia pentru poporul meu. Iar acum văd că actualul parlament vrea să ne întreagă. A dărâmat un prim guvern al său și urmează al doilea. Să le dorim succes! Înaintea cântecului acesta, bine, mai salut și pe domnul Balint, un revoluționar pe care l-am cunoscut în vremurile când eram și înflăcărat de aripile revoluției. Și pe toți ceilalți care pun zilnic umărul pentru țara noastră. Aș vrea să ridic acum, să fac un toast. O dorim sau nu, nu avem decât trei posibilități. Ieri, azi și mâine. Și nici măcar trei, după cum bine se știe, trandafirul care s-a uscat nu mai naște flori. Așadar, singurul nostru cărți de joc sunt două. Azi și mâine. Și nici măcar două. După cum tot bine se știe, prezentul nu există decât în măsura în care devine trecut, s-a dus la tinerețe. În rezumat, nu ne rămâne decât ziua de mâine. Ridic paharul pentru această zi de mâine, care nu vine niciodată, dar este singura de care putem să dispunem. Permiteți să raportez. Numele Sandra, sunt locotenent la Fort Belvedere. E foarte aproape ziua în care dușmanul va sosi. Și când va sosi, voi deveni erou. Dar așteptând acea zi, uneori mă plictisesc. Și atunci plec în oraș să văd fetele zâmbind, dar ele vorbesc despre dragoste și eu despre caii mei. Sunt colonel la Fortul Belvedere. E foarte aproape ziua în care dușmanul va sosi. Și când va sosi, voi deveni erou. Dar așteptând acea zi, uneori mă plictisesc. Și atunci plec în oraș să beau cu domn Pedro, el închine pentru dragoste și eu pentru caii mei. Nu mai Sandra, sunt comandant al focului de Belvedere. E foarte aproape ziua în care dușmanul va sosi. Și când va sosi, voi deveni erou. Dar așteptând acea zi, și atunci plec în oraș, la văduva lui domn Pedro. Eu vorbesc despre dragoste, dar ea despre caii mei. Permiteți-mi să mă prezint. Mă numesc Andra. Sunt un bătrân general în rezervă. Am părăsit Fortul Belvedere și locuiesc de câțiva ani undeva prin oraș.
știri am citit în ziar, dușmanul a atacat fortul pe un ziar. Eu nu voi fi erou.